Oamenii cu care avem cel mai mult lucru în comun sunt oamenii din biserică. Dacă eu aș avea frați și surori de corp care nu cred în Domnul Iisus Hristos, vă spun deschis acum. Am cel mai important lucru în comun cu dumneavoastră, nu cu ei. Cel mai important lucru pe care l-am eu pe pământul ăsta nu sunt părinții mei cu care mă relaționez la frații și surorile mele. Mă rog pentru ei. Îi doresc mântuiți. Dar cel mai important lucru, cel mai valoros lucru i-am cu frații mei de credință. Nu știu, poate vi se pare puțin aiurea, dar e cel mai normal lucru. Pentru că gândiți-vă, dacă ei nu se întorc la Dumnezeu, eu nu voi împărtăși veșnicia cu ei, ci cu dumneavoastră voi împărtăși. Voi sunteți primii frații mei. Mi-aș dori ca frații mei trupești să fie și frații mei în credință. Mă rog pentru asta, tânjesc pentru asta, da? Postez pentru asta. Dar primii mei frați sunt frații Domnului Iisus Hristos. Sunt cei curățiți de Domnul Iisus Hristos. Și lucrul acesta ar trebui să se vadă în adunare. Să fie o unitate mai mare decât în familia mea. Dacă ei nu sunt credincioși, da? Să fie o dragoste mai mare decât în familia mea. Pentru că aici împărtășim valori mult mai importante. Lucruri mult mai importante. E vorba de eternitatea noastră, de sufletele noastre, de relația noastră cu Dumnezeu. Da?